Bună dimineața! Pregătim micul dejun. Este ora 10. Am stat în pac a putut roșii. Afară e vremea bună. Mâncăm, îmi iau forță și intru în curățenie. De când așteptam eu să fac curățenie? Mini, tu te mai simți rău? Și a vărsat de 2 ori de dimineață. Da, eu am vărsat, am fost bolnavă. Ce-i, mamă, ce-i? Păi nu știu ce a avut de a vomitat. Ce-i, fată? Și mă apuc să fac un frappe ceva, o cafea, nu știu. Ciomnoroașă, abia și-a trezit. Ăla l-a cumpărat mamaie. Și lui Marchi a luat un set de mașinuțe. Nu. Și asta ți-a luat-o mamaie, o caracatiță. Are făină, ia uite. Nu îl pune pe nas. Chiar putea făină. Unde pleci? La mamaie, așa? Mergem la mamaie. Am reușit să-mi fac curățenie doar la baie. Atât. Și e ora 3. Niște avion? E ora 3. Dar mă duc la mama un pic, stau acolo și după aia mă întorc și mă apuc de restul casei să fac curățenie. Marc rămâne la mamaie, nu? Mergi cu mamaie la parc sau stai acasă la ea? Hm? Păi stai acasă la mamaie și la Haiu? Și eu vin să fac curat, da? Da, nu la mamaia bătrână, ha? La mamaia acasă, da? La ea. Da. Păi pe acolo trebuie să mergem, da? Pe acolo, da. Aterizează? Da, haide. Vai, dar ce cald e la ora 3, am ieșit și noi afară. Dar ne-a chemat că a făcut mâncare. Și să mergem să mâncăm. Păi nu, e, uite aici e umbră, haide, nu-i voie. Pe aici e umbră, uite. Vezi? Încolo e umbră. Și încolo. A deschis interfonul la ușă. Așa deschidem și noi, da. La scară, la noi, lui Daria. Mai stă un pic, da. Da, și mă vadă? Da. De cine ți-e rușine? Ți-e rușine de Beti și de Răzvan? De ce? Păi ne întâlnim acum cu ei la mamaie. De ce să-ți fie rușine? Marc așteaptă și pe mama. Să te lasă zbori? Ca avionul? Nu-i voi. Zi mulțumesc, la fel. Ce dulce cu gărgărița aia în spate. Ești avion? Ți-ai luat autobuzul cu tine? Trebuie să mergem să cumpărăm vreo 2-3 cutii de jucării. Doar am fost astăzi în oraș cu treabă și am uitat să mă duc, dar ar fi bine să merg fără voi. Hai aici, cutie, nu cu jucării, cutie. Sau doi saci din aia de la Jumbo, nu știu, ca să băgăm toate mașinile tale, că, Doamne, ce-i pe mobil aia acolo, când mă apuc să șterg praful, mi se ridică părul în cap câte am de ridicat. Așa le trântesc în coșul ăla și acolo să stea. Trebuie să mergem să luăm. Dar cred că o să merg, te las la mamaie și merg eu, o să văd. De ce te-ai supărat? Nu e voie? Haide! I-am explicat că trebuie să dea mânuța să trece în stradă și s-a supărat. Oh, de ce ai aruncat-o? Nu, eu nu aduc, acolo o las. Nu, te duci și o iei. Ha, du-te și ia-o. Hai, adu pălăria. Ce, credeți că s-a dus să-și ia șapca? Nu, a plecat în continuare. Stai, Mini, nu mă mai trage, că mă dai jos, tu, fată, tu.
Uitați cum s-a pus pe jos. De ce? A? Pe cine? De ce? Ce ți-am făcut? Eu nu te-am certat, te-am învățat. Doar ți-am spus că trebuie să ne ținem de mânuță, indiferent cu cine suntem. Dacă ești cu mama, cu mamaie, cu Bicu, cu cine ești, tu trebuie să dai mâna, cu Sally. Nu trebuie să treci în strada singuri. Ai văzut cum a venit mașina? Mergem odată să mâncăm, că se răcește mult. Dragilor, este 8 fără un sfert și eu încă sunt cu treabă. Imediat termin dormitorul ăsta. Am de peria covoarele, de aspirat, de dat cu mopul, în rest praful l-am făcut, trebuie să trag și canapeaua de acolo. Am făcut curățenie în toate cutiile, le-a de jucării și am mai aruncat din ele ce erau fără roți, lipsă, ce mai era stricat. Și de acum încolo mă duc în continuare. În baie am făcut curățenie, am terminat și la noi în casă ca la nebuni. La 5:20 Marca a dormit, de atunci am început să mă apuc de curățenie, dar el s-a tot trezit, s-a mățit pe aici și abia am reușit să fac o anumită parte, să zicem. Am terminat doar dormitorul ăla și imediat e gata și ăsta. Deja este 9:20 și nu mi-am terminat treaba, mai am de făcut în sufragerie și în bucătărie. E atât de plăcut afară și am lăsat geamul deschis. Adie vântul atât de bine. Mai am de făcut și în sufragerie, dar e bine că Marc s-a trezit destul de târziu și nu o să adormă de vreme. Am făcut o felie de ceafă și aici am pus să fac un pește la grătar să mâncăm. Vom mânca așa, fără nimic lângă. Sincer să fiu, mie nu-mi este foame tare. Cam târziu pentru mâncare, dar Marc, dacă s-a trezit destul de târziu și Selena trebuie să vină și ea, că e plecată cu părinții unei fete la școală. S-a dus să se plimbe. Așa, trebuie să fac mâncarea cât mai târziu ca să poată mânca și ea când vine să fie călduț. Bate vântul, ce bine. Mai adie și mai face și mie răcoare în casă. Nu prea am avut timp astăzi de filmat. Cred că ori o voi filma și mâine și voi împreuna vlogul lor. Nu știu ce să fac. Dacă voi reuși să se mai adune din seara asta. Dacă nu, așa voi face. Voi mai face mâine o parte și voi încărca mâine seară. Bună, dragilor, pe ziua de azi, astăzi este marți, ieri nu am reușit să filmez foarte mult, am terminat curățenia undeva pe la vreo 11:30, mi-a luat o grămadă de timp și m-am axat așa pe curățenie, am zis că s-o termin, că era dezastru la noi în casă. Mă pregătesc să mă duc să-mi pun unghiile, le-am dat ieri jos pe toate pentru că mi-au zburat vreo două de la o mână și vreo două de la o mână și am zis, mă, arată urât, dă să le dau jos cu ocazia asta și să-mi scurtez unghia mea. Mie nu-mi place cum se face unghia mea și nu doar unghia mea, și la alte persoane am văzut, se face pe dedesubt galbenă și se face... zici că e murdară și nu-mi place deloc acel aspect. Am încercat să iau pilă, să curăț cu pilă din aceea electrică și se subțiază foarte tare unghia și odată la câtva timp mie îmi place ori să-i spun Magdei, ori să mi le tai eu acasă, le-am tăiat cu cleștele și să-mi tai de tot unghiile mele ca să le luăm din nou de la capăt. Ea a zis că oricum recomandă odată la 4-5 luni, recomandă ca persoanele să-și taie de tot unghiile și să o ia de la capăt să facă din nou construcție. Doar că ea nu propune, că unele persoane poate se gândesc că ea dorește să facă bani mai mult sau ceva de genul. Și mi le-am dat jos, am zis să fac așa o pauză de câteva ore. Vreau să vă zic că sunt praf pe dedesubt, probabil lipiciul acela de la tips sau habar nu am. Și plec acum să îmi fac unghiile, dar credeți-mă că nu știu ce model. Și am o salopetă pe mine super drăguță de la mama, îmi place foarte, foarte mult. O să vă arăt în oglindă, dacă nu uit, îmi place la nebunie, o ador. Așteaptă, uitați cum arată unghiile mele, deci pe dedesubt sunt destul de praf, cum au stat lipite atâtea luni.
Eu zic că acesta e lipiciu, am încercat să lepilesc cât de mult am putut. M-am apucat să-mi spăl toate paharele din tava aceea. Eu am un stres și odată la câtva timp îmi place să mi le spăl, să știu eu că sunt curate, cu toate că ele sunt folosite de noi tot timpul, dar așa mi se pun mie piticii să încurăt zona asta. Iar acum mă apuc, sper să reușesc, e 12:25, trebuie să vină mama că plecăm amândouă la unghii și vreau să reușesc să-mi fac și toată partea asta de căn repede, repede și apoi să plec și voi mai face așa pe părți din bucătărie, că mi se pare mie așa că se pune și praful și grăsime de la, și nu doar că mi se pare, chiar se pune grăsime cum fac mâncare, să văd, să-mi pun și o hotă, că de când zic că tot încerc să pun o hotă și nu mai reușim, nu mai reușim, că și unchiul e tot ocupat cu munca și să iau odată o hotă, să o prindem poate prin septembrie și nici nu știu ce mâncare să dau copiilor. Eu plec la unghii la ora asta și mâncare nu am făcut absolut nimic. Nu au mâncat într-adevăr pe la vreo 10, destul de târziu. Uitați salopeta asta. Mie îmi place la nebunie, o mai ridic așa în sus ca să stea umflată. Dar îmi place mult și cu sandale așa cu talpă arată super. Da, mama? Ce, mama, să dai muzică? Da, imediat, stai. Frumoasa mea. Gata, am fost la unghii și le-am făcut. Așa arată ale mele și așa arată lui mami. Mami nu e cu culorile astea așa turbate. Iar ar fi vrut mama și cred că un vișiniu, dacă nu mă înșel așa. Îți plac și așa, nu? Și intrăm până în Lidl să facem niște cumpărături și apoi mergem acasă. Cum se le facă verzi? Dragilor, am ajuns și eu acasă. Deja este 4 și 5 minute. N-am mai mâncat de la ora 10. Mi-e foame, sunt leșinată de nu mai pot. Mă apuc să pun paharele astea la locul lor, dar cred că le mai las momentan să mâncăm, că mi-e foame, o să fierb niște cremvuști. Și le-am spălat înainte de a pleca la unghii. Haideți să vă arăt unghiile mele aici, că nu știu, afară la lumină, aia la soare, cum se vedea, era prea puternic soarele. Deci vreau să zic Magda că îmi plac unghiile la nebunie și sunt super încântată. Le-am făcut mai lungi că, na, modelele astea necesită să fie unghia lungă, că altfel nu arată bine. Și sper să mă descurc. Nu cred că am avut unghii atât de lungi niciodată. De la Lidl am cumpărat cremvuști, niște scoici. Vreau să fac scoici pane. Am înțeles că sunt niște rețete pe internet, voi mi-ați spus. Niște batoane sticks, îi plac foarte mult lui Mini ăstea. Două bidoane de lapte. Așa, săptămâna asta vreau să-mi fac curățenie, să spăl și frigiderele. La mine frigiderele se murdăresc foarte repede și bine, nu pot să spun că neapărat se murdăresc, cât se potează sticla aia și nu-mi place să o văd pătată. Așa, trebuie să fac și un pic de curățenie că nu prea am găsit în regulă. Când am venit de la unghii erau numai semințe pe jos, pahare, covorul strâns, lucrurile puse așa, alandala, ceea ce mie nu-mi place. Eu sunt cu curățenie, dacă am lăsat curățenie așa vreau să găsesc. Am cumpărat un spirt. Îmi place să șterg la baie, chiuveta, WC-ul, ne dăm pe mâini, ne dezinfectăm. Smântână, iaurt. Două pungi de pufuleți de la Gusto, 6 cornuri cu unt, plac mult croasanturile astea cu unt sau croasantele, alea de la Carrefour le prefer mai mult, îmi plac mai, parcă mai mult, spaghete de înghețată, chiar sunt curioasă cum e, o să bag la frigider să mâncăm mai târziu după ce mâncăm mâncare. Am luat această soluție cu lămâie, cred că e. Da, cu parfum de lămâie. Am avut-o pe cea transparentă și mi-a plăcut. Și pentru aragaz această soluție. Chiar sunt curioasă, pentru prima oară când o iau pe asta și sunt curioasă. Mai am de mers la supermarket să fac niște cumpărături, așa să iau câteva mezeluri, că sincer să fiu, la noi se strică foarte repede mezelurile dacă le iau la calup. Sunt perioada căldurii, încerc să evit să cumpăr mezeluri la calup, la rudă sau așa. Iau câteva felii și mâncăm. Și nu prea mâncăm așa multe mezeluri, nici vara, nici în timpul anului, foarte puțin. Dar îmi place să cumpăr acolo câteva lucruri, să fie
Mai dacă e foame, vrea să-și facă un sandwich sau mie sau cuiva, să avem pe ce să punem mâna. Și o să merg la supermarket mai încolo, o să trag o fugă și până la mama. Și atunci voi lua niște mezeluri. Și la Lidl m-am învârtit ca o curcă biată, că habar nu aveam ce să iau să iau de mâncare. M-am uitat, așa pățesc în fiecare magazin, indiferent că e Carrefour, Lidl, Penny sau altele, exact același lucru îl pățesc mereu. Mă duc și mă învârt acolo și nu știu ce trebuie să cumpăr. Am fier cremvuși doar pentru mine și pentru Mark. Selena nu vrea să mănânce cremvuși. Am pus și toate cănițele la locul lor și mă bucur că am reușit să le spăl. Mai am câteva lucruri la așa care mi se par mie că s-a pus grăsime, praf sau așa, că doar le mențin, le fac destul de des. Se fac foarte, foarte repede, se face foarte repede mizerie pe ele și grăsime și praf. Afară e o vreme frumoasă, doar că foarte cald, deci e foarte, foarte cald. Am de spălat, doamne, de filmat produse terminate. Mini are și ea un stix din ăla. După ce mănânc niște cremvuști, sau după ce mănânc cremvuști mai exact, o să-mi pun și niște vișine să mănânc. Eu nu prea sunt așa cu vișinele. Vișinele mi se par acre. Apoi spăl vasele astea care s-au adunat și mă apuc să dau un pic cu oricum mătura, oricum aspiratorul, să văd că deja s-a făcut deranj. Să mă duc să strâng și aici jucăriile lui Marc și să pun covorașul la locul lui. O să îi le duc pe locul ăsta aici unde e parchet și nu e nevoie de covor. Toate lucrurile o să ți le aducă mama aici, bine? Covor? Păi lucrurile, jucăriile le punem aici și acolo punem covorul, bine? Da. Hai să mergem să mâncăm. Da. Purcelușile. Am pus... Da, până acum și la șinșile le-am pus un pic ventilatorul, că e foarte cald. Și mai înainte, de fapt și acum au și șinșilă asta săracă așa. Hai mă focalizează. Stă așa sărăcuța pe o parte că e foarte cald. Da, mama, vine curent că le-am pus și lor săracele să aibă un pic de aer că foarte cald. E iată și nu e cald. Ai venit cu cremvuș după tine? Da. Hai. Uite, vă achezi ca eu. Uite, vă achezi. Zboară cremvușul mai sus, trebuie să-l lasă aici să bată așa mai într-o parte, să nu bată numai spre ei, că nu e bine. Hai să mergem să mâncăm. Deja e 4:25. Vreau să-mi fac și în vitrină curățenia, dar să văd ce reușesc. Stai să-mi trag scaunul. Unde ai plecat? La mama. La mama e? Și ce ți-ai luat cu tine? Dar ce murdar ești, Marc? Ia să te văd. Ia, uite ce-i la gura ta, cum am văzut. Să te spăl un pic sau să te șterg, da? Când ajungem acasă, faci băiță? Mergem un... Deci și lipicios, ești vină încoa să te șterg. Pe mergem la mama, mai stăm un pic, mai stăm afară și după aia mergem în casă să faci baie, da? Și cum a ține cu apă? Cu apă, normal. Se poate face baie fără apă? Cu apă. A, cu apă în cadă te referi. Tu te vă faci cu ochiul, mă? Șmecherie. Hai, Marc, să mâncăm. Uite ce a făcut mama aici. O bunătate de salată, de paste. Nu-i place mic, dragă. Am venit cu Betty până în Simsai și să luăm câteva magazine la rând, să vedem ce ne mai luăm ceva, nu ne luăm, ne clătim ochii. Au oferte faine la Simsai și lucruri drăguțe, doar că eu am majoritatea din ele. Am ajuns acasă, ce pe șopcălia asta? Și l-am luat, nu mai avea răbdare deloc. Era supărat. Așa-i? El l-ai țupălat. Am fost la supermarket și am cumpărat niște șuncă, sisi și niște salam, nu știu de care. Sincer să fiu, nu știam de care să mai cumpăr și am luat așa să mai avem dimineața, dacă nu facem un sandwich cu unt.
Marc de obicei mănâncă cereale cu lapte, eu cu Selly mai mănânc așa o felie de pâine cu ceva, că altfel ne roade stomacul. Și o să vă arăt acasă ce mi-am cumpărat de la magazin. Am ajuns și eu acasă, urc acum. Mă duc să o iau pe Mini să facem plimbarea de seară. E atât de plăcut afară. Hai mă, unde a prins, becule? Și am să închei filmulețul. O să fac un video separat cu ce mi-am cumpărat. V-am pupat cu mare drag. Pa, pa!